Frederic pierde o recuperare foarte bună a lui Ariel Lopez. Vine și Jelev, centrarea bulgarului. Foarte bună, Pop! Șahmat defensiva voluntariului Pop, a patra reușită în acest sezon. Debut foarte bun de campionat pentru acest jucător care la un moment dat promitea foarte mult. 40 de minute în care oțelul a zburdat pe teren și conduce cu 2-0. Absolut, absolut încântător în anumite momente, pe fondul absenței totale a jucătorilor de la voluntari. 4 goluri marcate de Pop din 5 ale oțelului în acest campionat. Pentru prima dată oțelul are 2 goluri avans. Iată faza în reluare și din acest unghi bun. Na, deci Ali aici, na, îl vede târziu. Îl vede târziu. Nu e offside. Excelent, îl vede fundașul stânga Jelev, perfect. Să știi că șutul nu e cel mai bun, că el dă în pământ, dă în pământ cu latul. Nici vorbă, însă păcălește pe Fulcea. Eu cred că el n-a vrut să dea așa. Asta contează cel mai mult. Matricardi nu iese bine la offside. Ali îl lasă Ali pe Pop să zbure acolo. E pe niciunde. Da, da, da. 2-0. Și oțelul pare că se îndreaptă către prima victorie după 8 ani. Și exact, mai bine de 8 ani în prima ligă din România. Atunci se numea Liga 1, acum se numește Superliga. Pop, 4 goluri. 4 goluri. Cred că doar Dugan Gigi are mai